А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет. Îți dai seama cât de bătrâne? Mi-ai făcut? Așa e pare mai bătrână la de mine. Asta poate e mai păstrat, că aici sunt totuși oameni civilizați. Ca cel puțin l-au îngrădit. Dar zi, da, ce înseamnă frăție între doi scriitori? Păi probabil că înseamnă frăție între doi oameni, în primul rând. E la fel, dacă scriitori sau tractoriști sau oameni de știință. Sau... Eu așa cred că e la fel. Noi ca scriitori... Da, de fapt pot să zic că scriem apropiat cumva, și ca lexic și ca teme, dar nu ne gândim la, eu nu mă gândesc la Sandu ca scriitor, ca frate, este frate și atât. E adevărat că când am premiile Tiuc, nu-i dau niciodată premiu, fiindcă e frate. De, în sensul deci ăsta, este un dezavantaj. În sensul ăsta are numai de pierdut, dar asta e, practic, morala mea impune. Altfel, nu mă gândesc la el ca scriitor. Îmi place foarte mult cum scrie. Și din cauza asta îmi pare rău că nu-l pot premia. El poate n-avea de gând să înceapă să scrie, chiar dacă taică-meu ne-a făcut să scriem. Dar eu i-am, practic, i-am spus ce să nu citească. Era mai important ce să nu citească decât ce să citească. El a făcut mai repede pași în literatură. El la 16 ani avea cartea Edip, regele mamei lui Freud, pe care a publicat-o mai apoi la o editură din România. Orice termen de scris, Sandu este primul meu cititor. Și la el, până nu de mult, totdeauna citeam eu primul, acum nu știu, poate dă lui Moni, soția lui, care e și ea scriitoare. Nu, deloc. Dar cred că eu citesc totuși mai repede, îmi fac repede timp să citesc și să-i spun impresiile mele. El mai greu îmi dă un feedback sau îmi dă un răspuns, dar lui îi trimit primul. Cartea, manuscrisul pe care îl termin. Păi asta înseamnă frăție, scriitor frate. Și asta, da. Sau invers, scriitor frate. Da. Tatăl nostru a fost născut în marginea asta de lume. A trebuit să trăiască în țara asta. A fost împins, închis, întins, respins în țara asta. Eu nu m-am rupt de Moldova, deși locuiesc aici, în România, din 96, de multă vreme. Mă uit în presă, am prieteni cu care vorbesc zilnic, fratele meu acolo, părinții. Practic, e ca și cum aș fi la Chișinău și aș ști ce se întâmplă în satul bunicilor. Cam așa e și aici. Stau la Brașov, dar... Un basarabean la Brașov care nu este în vizită este un brașovean. Cum te simți tu cu statutul ăsta de brașovean? Sau care este Vaculovski brașovean? Păi foarte bine, am ajuns întâmplător în Brașov. Terminam doctoratul la București cu Nicolae Manolescu, am făcut doctoratul 4 ani și un prieten de-al meu scriitor, un fost prieten, Alexandru Mușina, are editură la Brașov, Aula. Și m-a rugat să vin la el, deși eu îl ajutam și de la București. Veneam din când în când și făceam colecția, mai multe colecții, la editura lui. Și probabil că i-a plăcut cum au mers proiectele și m-a convins să vin, să mă mut după ce termin doctoratul la Brașov. Mie Brașov îmi place foarte mult, fiindcă este primul oraș din străinătate pe care l-am vizitat. Eu din Basarabia, din Chișinău, am venit prima oară la Brașov. Mai întâi în afara Uniunii Sovietice, am venit la Brașov și mi-a plăcut foarte tare. Atunci chiar am scris o poezie care se termina că mi-ar plăcea să locuiesc în orașul ăsta. Bineînțeles că era doar așa, un fel de vis, nu m-am gândit că soarta o să mă aduc aici. Am venit la editură, m-am întâlnit cu soția, ne-am căsătorit și așa am rămas aici, că altfel nu se știe ce se întâmpla. Dar e un oraș care îmi place foarte mult. De pe stradă Sforii, uite, se vede poarta Schei, care este foarte faină. După asta e poarta Ecaterinei, la fel foarte frumoasă, un loc unde stau negustiții. E și liceul Andrei Șaguna acolo, unde au învățat foarte multe celebrități, Lucian Blaga, Cioran, și brașovenii au o mândrie. Există și cuvântul șaguniști. Sunt șaguniști și mișcare, un fel de mișcare, da, au revistă, au formații. Sunt foarte mândri de liceul lor.
După asta au școli foarte importante. Pe la Oxford, peste tot, au învățat peste tot și ei sunt șaguniști. Ei nu sunt mândri că au făcut Oxford. Dar ei sunt foarte mândri că au făcut șaguna. Acuzim despre locul ăsta unde am făcut poze. Da, e la poarta Ecaterinei. Și avem stema orașului. E tot un fel de simbol al orașului, coroana, cu rădăcini. Toate echipele de sport se numesc Coroana, de la coroana asta. Orice om care face sport se simte bine la Brașov, fiindcă aici sunt munții, sunt mulți copaci, natură și poți să faci cross printre copaci, printre urși, printre animale, natură. Orice om se simte bine într-un oraș care are și civilizație și natură frumoasă. Aici e facultate de silvicultură. Este un băiat, un basarabean, care anul trecut a învățat la silvicultură. Și a început să vină la cenaclu. Dumitru îl cheamă. L-am văzut la cenaclu la Sandu acum și nu a venit la Brașov, că era acasă, la Chișinău. Și m-a întrebat, zice, dar cum e să fii scriitor? Cum e să fii filolog, cum ar veni? Și am zis, dacă învață deja la silvicultură, să învețe. Și nu, el a ținut-o pe-a lui, a plecat la Chișinău, s-a enervat. Nu i-a plăcut silvicultura și a intrat anul ăsta tot la Brașov, la filologie. O poveste foarte interesantă.